Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit aici la Dale Dimineții. Dale Dimineții, dragii mei, că nu e cu dale, că nu vorbim de dalele alea pe care călcăm zi de zi pe stradă, vorbim de Ale Dimineții, nu sunt de ale lui Caragiale, că s-a terminat campania, dar o să povestim probabil și de Ale Caragiale, că urmează o altă perioadă așa istorică, să spunem noi, pentru că acest an va rămâne în istorie. Cu siguranță 2024 va fi un an despre care se va tot vorbi. Nu pentru că a fost an electoral, ci pentru că probabil o să-l pomenim pe Avram Iancu, sper eu. Dar vom reveni cu toate amănuntele despre 2024. Așa că noi aici, la Hunedoara 1 TV, încercăm cumva să păstrăm o linie de bunătate și să nu privim mereu în straița celor de lângă noi. Să ne uităm în straița noastră, să vedem care ne sunt merindele, că astăzi e 22 august și plecăm la drum într-o nouă zi. Nu e sfârșit de săptămână, e joi, mai avem, abia mâine o să fie weekend, de mâine începem să ne distrăm și o să vedem ce facem pe sfârșit de săptămână, că e agitație, că e fain tare. O să povestim mâine dimineață despre ce se va întâmpla la sfârșit de săptămână. Până atunci, unii dintre noi suntem în concediu, alții am fost în concediu și nu întâmplător zic suntem, pentru că suntem parte integrantă, sau așa îmi doresc să cred, dintre telespectatorii noștri și cei care sunt în concediu ne urmăresc. O parte pe televizoare, că sunt acasă, o parte pe telefoane, pentru că suntem live pe Facebook și pe YouTube. Să nu uităm asta, dragii mei, dacă nu aveți pagină de Facebook, ne puteți urmări live pe YouTube. Să vedeți ce se întâmplă pe aici, pe la noi, pe la Hunedoara 1 TV, pe la Dale Dimineții. Rosi e alături de mine. Bună dimineața, Rosi! Și ne-am hotărât noi așa să nu lăsăm lucrurile la voia întâmplării și să vedem noi cine a mai fost în concediu și pe unde a mai fost și cum poți să afli. Decât rugând invitații să vină să se trezească așa de dimineață cu noi aici la Dale Dimineții. Bună dimineața! Bună dimineața! Alături de mine în studio în această dimineață, așa cum am spus și ieri și cum am postat, domnul director Fabio Schiseli de la activitatea Goscom S.A. Orăștie este alături de noi. O onoare ca de fiecare dată. Iar mi-am uitat Dexul la bibliotecă. E o plăcere ca de fiecare dată pentru mine. Nu ne lăsăm și eu sper că până la urmă să facem o emisiune în care să învăț despre cultură. E o adevărată enciclopedie, domnul Fabio Schiseli. Mă flatați mai mult decât e cazul. De fiecare dată când aud un cuvânt, nu vă flatez, de fiecare dată când aud câte un cuvânt, îl tot rog așa, pe românește, vă rog, ca să înțelegem și noi toți restul, că avem o problemă, că da, data viitoare, dacă mai auzim cuvinte pe care nu le, pentru că eu mereu aud cuvinte pe care nu le înțeleg, o să aducem Dexul aici cu noi. Dar în această dimineață vorbim pe înțelesul tuturor. Bineînțeles. Să înțeleagă tot românul, de ce trebuie să-și plătească taxele. Până la urmă, un principiu fundamental în comunicare este asta, ca să poți să ajungi la urechile tuturor. Bineînțeles, folosind un limbaj academic, nu reușești de fiecare dată să faci lucrul ăsta. Nici dacă folosești un limbaj licențios, nici atunci nu poți să ajungi, pentru că sunt unii care nu prea înțeleg jargonul sau, mă rog, lucruri de maniera asta. Și atunci cel mai bine este să folosești limba comună, limba vorbită de toată lumea, cu toate, mă rog, cu toate erorile gramaticale inerente și cred că în felul ăsta reușim să devenim poate chiar și mai simpatici. Eu iubesc erorile gramaticale și le folosesc foarte des. M-am hotărât eu așa să nu mai vreau să mă mai chinui să vorbesc limba română corect. Mă ceartă Petronela de fiecare dată. Rosi mă corectează în cască de câte ori, dar pentru mine tot trepți rămân. Nu vreau eu să fie treaptă și mai am un prieten foarte bun care mă corectează. Păi nu, trepții când... pluralul treaptă. Da, da, da.
Da, vedeți, asta e farmecul până la urmă. Mă vedem fiecare, unii urcă treptii, alții urcă treaptă cu treaptă. Da, cum ar fi treptele? Treptele, da. Exact. Da, nu. Deci ați înțeles, dragii mei. Da, îmi doresc acea emisiune și poate și reușim odată și odată să putem face o emisiune mai altfel, pentru că dincolo de inginerul care e și care a demonstrat și demonstrează de fiecare dată că ne bate așa dimineața asta, v-a spus ieri dimineața că o să vreau să învăț astăzi să montez o țeavă. Avem aici poze că a rugat un coleg al domniei sale să vedeți acolo, să vedeți câte poze și filmulețe avem. Și n-ar fi mare lucru să învăț să montez o țeavă, dar până acolo aș putea să învăț de la invitatul meu, în primul rând, să respect muzica, să respect arta, să respect, pentru că e o adevărată enciclopedie. Omenirea în general, pentru că toate astea fac parte din ceea ce se numește civilizația omenească, a noastră, a tuturor. Și ca să respectăm pe alții, în primul rând, trebuie să ne respectăm pe noi și moștenirea noastră. Mi se pare fundamental lucrul ăsta. Și apropo de limbă, cred că modul cel mai simplu de a ne respecta națiunea și de a ne respecta condiția noastră de români este să ne vorbim limba la modul corect. Adică la modul, cum să zic eu, la modul uman. Să reușim să comunicăm între noi într-o formă cât se poate de corectă unii cu alții. Nu las la o parte faptul că este o plăcere te mai duci în zonele etnografice ale județului, etnografice, n-ai să le zic așa, deși nu e prea corect termenul, ale județului Hunedoara și să poți să vorbești în dialectul din acea zonă. E absolut senzațional. Problema este că trebuie să-l știi. Aia înseamnă că trebuie să comunici foarte mult cu oamenii din respectivele areale geografice. E interesant. E foarte interesant felul în care limba poate să creeze punți între sufletele oamenilor. Este un mijloc de comunicare care până la urmă n-a fost bătut nici măcar de astea. Deci felul în care te exprimi și felul în care relaționezi cu oamenii prin a folosi un limbaj accesibil și, cum să zic, familial celor cu care intri în contact este deosebit de important. În traducere liberă, pentru noi, ăștia la alți. Adică, dacă pleci de la Orăștie, către Costești, ajungi la Orăștiara de jos, acolo unde eu am locuit, știți, adică la sat, zona etnografică, rurală, sat se numește, din comuna Veriu. Și-o pomenim, Dumnezeu să odihnească, că s-a stins de curând pe tanti Maria, care atunci când m-a mutat la Orăștiara de jos, a zis așa: Ioana, draga mea, trebuie să punem pocile la... Ce să punem pocile la roșii? Ce-o fi ăla poacă? Ce-o fi aia poacă? Adică pari, în traducere liberă, din zona etnografică de unde vin eu. Satul Sebeș, glumesc, că e municipiu. Deci, până la urmă, acei pari, nu știu cum se spune corect în limba română. E corect. Par la părădaie. Sau poți să folosești araci. Araci! Bun. Dacă îi zicem tocă, da? Dacă îi zicem arac, dacă îi zicem par, dacă e porodică, dacă e roșie, dacă e tomată, dragii mei, tot limba română e. Sper. Mă da, înțelege. Este. Da, cu atât, este. Cu atât este mai bogată și mai frumoasă limba, cu cât are multe dialecte. Asta nu fac altceva decât să, cum să zic eu, să releve comoara pe care comoara sau bogăția limbii române și nu numai atât, și specificul fiecărei zone.
Am spus de când am început, o spun mereu de câte ori am ocazia, e o plăcere de fiecare dată să-l întâlnesc. Aceeași discuție am purtat-o și când am călcat prima dată în prefectură acum ceva ani, pentru că la fel, chiar dacă la vremea respectivă avea funcția de prefectul județului Hunedoara, a avut atât de multă răbdare cu noi și mai ales cu mine, care eram într-o lume total necunoscută. Nu o să uit niciodată și o să-i mulțumesc de fiecare dată când am ocazia. Pentru că cumva reușește să transmită tuturor, dacă eu înțeleg, sunt convinsă că și cei de acasă înțeleg. Pentru că eu înțeleg mereu mai greu și mai am 100 de întrebări. Și iarăși reușit de fiecare dată să răspundă la întrebări pe înțelesul meu. Și dacă eu înțeleg, sunt convinsă că îl înțelege toată lumea. Și nu întâmplător am purtat această discuție, pentru că activitatea Goscom S.A. o răștie. O secundă. Ați ținut socoteala vreodată câte cărți ați citit? Nu. Nu. Aproximativ putem să dăm un număr? Nu. Chiar nu pot. Rămânem la cartea preferată, care dată e... Ori mă mint pe mine, ori mint pe telespectator și nu vreau să fac lucrul ăsta. Rămânem la cartea preferată, care e... Sau s-a schimbat între timp? Sunt multe cărți preferate. Adică, nu poți zici că unul e bestseller, dar fiecare perioadă cu cartea preferată. Știți? Da. Adică, da. S-a mai schimbat un pic aia cu un om între oameni. Păi da, omul evoluează. Și mai e o problemă. Asta cu cititul e o permanentă căutare și până la urmă asta creează o stare de bine, de confort, psihic chiar. Și paradoxal, nu paradoxal, până la urmă e o chestie demonstrată, că cititul dezvoltă limbajul și dezvoltă imaginația, dezvoltă abilitățile de comunicare. E foarte interesant ce se întâmplă în domeniul ăsta. Problema este că generația mea, neavând alte, cum să zic eu, mijloace de informare mult mai bine puse la punct cum ar fi în prezent, singura noastră modalitate prin care puteam să obținem informații era cititul. Cititul, dar cum să zic eu, dacă căutai un fenomen, căutai o chestiune scrisă, până ajungeai acolo, căutai foarte mult. Corect. Căutând foarte mult, treceai printr-o pleiadă de informații care se consolidau, pentru că nu veneau una după alta, cum se întâmplă în cazul ăsta. Căutai după ele. Și atunci informațiile alea, cunoștințele alea, se sedimentau cumva, pentru că aveau timp să se întâmple asta, adică nu neapărat în memoria volatilă, ci în memoria fundamentală. Cineva spunea că cultura generală este ceea ce îți rămâne după ce ai uitat tot ce ai învățat. Și cred lucrul ăsta, dar pentru ca să înveți ceva, trebuie să treci prin niște etape și asta presupune un efort susținut. Deci încurajez pe toți telespectatorii noștri și mai ales pe tineri să citească cât mai mult. Carte scrisă. E important. Foarte important, chiar dacă rămâneți la autorii preferați Daniel Steele și Sandra Brown. Asta e. Nu cred că e de acord, dar așa ne relaxăm unii și ne formăm un limbaj extraordinar. Mare lucru e să dai pagină cu pagină, până la urmă nu se știe de unde începi și unde ajungi. Fiecare dintre noi cred că alegem. Cert este că, așa cum spune domnul director, așa cum miroase o carte, parcă... Și am observat că e la fel ca și eu, e parfumul. Cartea schimbă mirosul în funcție de locul unde o cite. Chiar dacă e Sandra Brown. Dacă iau un geantă și plec în parc, miroase într-un fel, acasă, în pat, miroase în altfel. Și dacă mă mut în sufragerie, are alt miros. Cred că ține și de locul când alegi să citești. Important e să citim, nu mai contează. Pe principiu, care și Sandra Brown, parfumul ei. Corect. Da, mulțumesc. Am ridicat-o la filou foarte frumos. Da, iubește muzica, pictura și o să putem vorbi despre toate astea, pentru că
avem despre ce vorbi. Nu mai mult decât un om normal, ca să ne înțelegem. Deci nu... Modest, ca de obicei, nu știu câți oameni normali au citit, dar o să venim cu acea emisiune. Promit eu că într-o dimineață o să încerc să fac o selecție, o să merg la bibliotecă și o să iau o listă de 20 de cărți și o să vedem câți oameni normali au citit acele 20 de cărți. Și o să-l întreb în direct, fără să facem pentru că, în general, eu nu-mi pregătesc emisiunile, invitații mei nu știu subiectele în mare parte, decât pe unde am vrea să ne ducem în fiecare dimineață. Asta e bine pentru ambele părți, și pentru invitat și pentru moderator. Da, pentru că nu am un plan pe care trebuie să-l urmez cu strictețe. Las pe Dumnezeu să mă ducă acolo, știți, eu cred încă că destinul e destin și nimic nu e întâmplător în viață. Și că mai devreme sau mai târziu, degeaba spun eu, astăzi vreau să fac cu tare lucru. Pentru că vine un semn de sus și zice, astăzi nu vei face asta pentru că nu e bine nici pentru tine, nici pentru celălalt. Și atunci cumva aranjează așa lucrurile și lucrurile ajung acolo unde... Și mie în ultimul timp, cel puțin în ultimii 3 ani din viață, pot să spun că m-am lăsat cumva purtată. Asta nu înseamnă că nu am o agendă, că nu-mi respect terminele, mă rog, întâlnirile, telefoanele, sun atunci când... Adică trăiți. Adică? Trăiți. Pa? Da, trăiesc. Da. Viața. Da, cumva, printre altele. Iar faptul că există niște jaloane de-astea ale destinului, pe care le așteptăm mai mult sau mai puțin, asta, cum să zic, nu fac altceva decât să facă viața și mai frumoasă și mai plină, așa, mai consistent. Spus eu, o să facem o emisiune. Toate la timpul lor. Dar asta cu 20 de cărți cu oamenii normali și ce a citit un om normal în viața asta și cum e că am eu un material chiar mai multe cu pianul, cu astea, cu așa, o să ajungă publicității. Dar toate la momentul potrivit. Până acolo rămânem în limbaj, rămânem la limba română, pentru că chiar dacă am fost impresionată, am primit un filmuleț, un limbaj pe înțelesul tuturor, aici, de aici era ideea, orice român, orice abonat care consumă apă livrată de către activitatea Goscomesaură, știe, poate să înțeleagă bine, dacă are și un telefon sau un alt device conectat, mă iertați, un alt aparat care poate fi conectat la internet, la net. Se poate crea un cont, acolo poate să-și pună cu propria mânuță consumul, poate să-și facă calculul, totul e la vedere, e transparență și vreau să rugăm pe Rossi să ne dea acea aplicație pe micile ecrane, să o ascultăm, să o vedem, mai vrem și sutet, Rossi, pentru că acolo se și vorbește. Din confortul caselor. Probabil ai venit ani de zile la sediul nostru și ți-ai plătit factura în format fizic. Dacă vrei să economisești timp în plata facturii tale, avem o veste bună pentru tine. Am creat platforma MyAgo pentru a te ajuta să economisești timp prețios în plata facturii tale. Iată care sunt funcțiile platformei MyAgo. Îți poți vedea indexul, poți să vezi ultimele facturi și poți să plătești factura ta. Mai mult, poți să regăsești în platforma noastră și o secțiune prin care îți poți transmite indexul lunar. Mai mult, în platforma noastră îți poți crea un cont de utilizator și te poți loga cu contul respectiv. Practic, ai un cont de client. Iată cum te poți loga în platforma MyAgo. Intri pe myago.ro sau descarci aplicația noastră din Google Play, App Store sau App Gallery. Apeși pe butonul autentificare dacă ți-ai creat deja un cont de utilizator.
Dacă nu, te rugăm să îți creezi contul de utilizator pentru a putea să folosești platforma noastră, după care te autentifici folosind e-mailul și parola. După autentificare, contul tău va arăta în felul următor. Vei putea să vezi locul de consum. Poți adăuga un alt loc de consum sau poți să modifici locul tău de consum actual. Pentru fiecare loc de consum vei avea atribuit un cod de client. Apeși pe butonul albastru și poți să introduci locul de consum sau să îl editezi pe cel actual. Pentru secțiunea facturi, poți să descarci facturile tale sau toate facturile care au fost emise pe contul tău de client. Apeși pe iconița aceasta cu fișierul PDF și automat factura se va descărca pe telefonul sau calculatorul tău. Astfel poți vedea factura ta. Ok. Tot aici poți să vezi și care e soldul tău sau totalul tău de plată. Iată cum poți face plata la nivelul platformei noastre. Apeși pe butonul plăți, ai un sold de 10 lei și dorești să-l plătești. Introduci adresa, localitatea, suma de plată, un număr de telefon. Acum vom introduce un număr de telefon fictiv. Ok. Ulterior vei fi redirecționat către site-ul băncii pentru a efectua o plată securizată. Plata este absolut securizată, există un certificat SSL care criptează datele pe care tu le introduci pe link-ul oferit de către bancă. Îți vei introduce numărul cardului, data de expirare, numele de pe card și codul de securitate și vei plăti soldul tău. Tot în cadrul platformei noastre vei putea să transmiți și indexul tău. Atenție! Indexul nu poate fi mai mic decât cel furnizat în luna anterioară și nu poate depăși dublul lunii anterioare sau dublul indexului menționat în luna anterioară sau declarat în luna anterioară. În plus, poți trimite chiar și o sesizare pe codul tău de client către compania noastră. Tot ce trebuie să faci e să intri pe platforma noastră folosind linkul myago.ro sau să descarci aplicația din App Gallery, App Store sau Google Play și vei economisi timp prețios în plata facturii tale. Am dat și share până am ascultat. Pe înțelesul tuturor exact despre ce vorbeam, cei care nu înțeleg sau nu aud, pe mine asta m-a impresionat când am văzut-o ieri, aplicația, cei care nu aud vorba pot să citească, cei care nu știu să citească aud și vocea e, cuvintele folosite sunt chiar pe înțelesul tuturor. Ideea care s-a făcut acest tutorial tocmai pentru a ușura accesul clienților noștri la această platformă. Aș vrea să le mulțumesc tuturor colaboratorilor că au făcut posibil ca această aplicație MyAgo să existe. Am avut multe dezbateri sau mult... Da, întâi vreau să precizez un lucru. Este într-o formulă de draft și prezentarea, iar cu platforma propriu-zisă, suntem în implementare de o lună de zile, deja are un oarecare succes, dar aia nu înseamnă că nu modificăm anumite lucruri sau nu ne adaptăm în conformitate cu cerințele clienților. Dar ce am vrut să vă spun este că această platformă, MyAgo, este o realizare strict cu oamenii din municipiul Orăștie. Deci asta, asta trebuie subliniat. Colaboratorii noștri și salariații noștri au făcut posibil ca această platformă să existe. Foarte tare. Am început întrebările, știți, Ioana. De ce MyAgo? Păi n-am găsit altă rimă. Adică mi s-a părut
folosim cumva sigla și, cum să zic eu, acronimul de la activitatea GOSCOM, să folosim această... Seamănă un pic cu IGO, pentru că la nivel de orăștie, activitatea Correct. GOSCOM este încă, bă, mă duc la IGO, IGO. Să plătesc apa. Așa. Bun, ok. Dar e o distanță de la IGO la activitatea GOSCOM, adică eu mie așa îmi place să cred și cred că și în percepția publică lucrurile deja încep să devină altceva. Chiar și prin această platformă sau prin facilitarea accesului utilizatorilor noștri la situația financiară proprie, la posibilitatea transmiterii indexului, chiar la posibilitatea plății facturii, aia mi se pare un lucru, cum să zic eu, adaptat în momentul în care ne aflăm. Este o facilitate pe care vrem să o implementăm cât mai aproape de nevoile publicului nostru dedicat. Și pe înțelesul tuturor, eu am avut o discuție cu Rosi într-o dimineață pe drum, pentru că noi venim împreună către studio. A rămas surprinsă, de exemplu, să aflu că mama lui, o salutăm, probabil să uite la noi, plătește asociația de pe o aplicație de telefon. Greșesc, Rosi? Nu. Mama ta are o vârstă, mulțumim lui Dumnezeu, o mai vrem lângă noi mulți ani, e cea mai, cum ar trebui să spun, ne corectează tot timpul, acolo unde noi greșim, mama lui Rosi ne atrage, e CTC-ul nostru numărul unu. Da. Cel mai important critic al emisiei. Da. Mai avem, dar o salutăm. Și am fost surprinsă să aflu că își plătește asociația de pe telefon. Și atunci, în momentul în care eu am văzut acest filmuleț, mi-am dat seama că sunt foarte mulți oameni în vârstă pe care eu i-am cunoscut la Orăștie, știți că am lucrat într-un magazin de telefoane vreo 12 ani aproape, 11 ani și 8 luni, și mi-aduc aminte că atunci când i-am convins să-și achiziționeze un smartphone, era de fapt, mi s-a părut la început o misiune imposibilă. N-a fost așa, pentru că bunicii au priceput mai repede decât eu m-am așteptat că cu un astfel de smartphone pot să-și vadă nepoții plecați în străinătate sau la facultate sau la alte școli. La fel, mi-am dat seama că deși spui, avem o populație îmbătrânită, că n-a tot auzim treaba asta. N-ar fi așa, oamenii de vârsta trecuți de prima tinerețe, ca să nu spunem așa, mai la pensie, așa, folosesc, cred că mai înțelept decât noi ăștia prinși, cred că și-au descărcat aplicațiile mai repede decât da, noi. Pentru că nu este creată dependența. La generațiile mai tinere există o dependență. Fără asta e ca și cum ți-ar lipsi un organ vital, sau mă rog, al corpului tău. La oamenii mai în vârstă, care au trăit și altfel de experiențe, lucrurile nu se pun chiar așa. Dar asta e o altă discuție, alte mult discuții. Mai complicată, ce înseamnă tehnologia versus umanitate. În fine, da. Dar eu, în continuare, să cred... Să rămânem în zona asta, Da, în zona sigură. Dar nu că putem să rămânem și într-o zonă mai nesigură. Și să vorbim că încă nu suntem în campanie mai electorală. Alunecoasă, așa, mai alunecoasă. Da. Mergem și la partea alunecoasă, imediat că ajungem și la săpături, nu arheologice. Dar se sapă la Orăștie, am eu dovezi. Eu nu înțeleg ce ori început oamenii să facă acolo, că de vreo câțiva ani de zile se sapă pe toate străzile și mă mir că nu se plânge nimeni. Mă tot uit, dar nu comentează nimeni. Se sapă. Mai vin în vizită, mai zic oamenii, dar foarte... se vede că săpați cu spor, că pe unde săpați se văd și realizări. Ajungem și acolo. Nu plecăm de la șanțuri ca să... Vedem ce săpați, okay. Imediat venim cu dovezi.
spitală să răzie de dimineață. Rămânem până la șanțuri. Vreau să mai povestim, pot să le lași, Rosi, că avem foarte multe poze care ne-au parvenit cu ajutorul colegului domnului Fabius Chiseli Ionel Cioară, căruia îi mulțumim. Un brădean care s-a mutat la Orăștie cu serviciu, nu de tot. Cer scuze, mi-a spus că ne-am întâlnit la Brad duminică și n-am fost atentă. Ionel, încă o dată îmi cer scuze, uite, și public. Pozele ne-au parvenit de la Ionel, îi mulțumim, a făcut și niște filmulețe, ne vedem ce sapă. Dar rămânem totuși la aplicație, pentru că acolo rămânem câteva întrebări. Spunea nenea acela și să nu vină altcineva și să zică de ce n-ai întrebat. Eu, de exemplu, am întrebat și ieri. De ce nu putea spune că nu putem pune dublu consumului de luna trecută și mi-a spus că s-a revenit. Asta e o chestiune care am revizuit-o puțin, pentru că într-adevăr există diferențe de consum între o lună și cealaltă. Tot la sugestia clienților noștri am luat această măsură, deci lucrurile sunt ok. Nu mai cont. Este o problemă. Deci ne facem cont. Am încercat cumva, cum să zic, să nu lăsăm niște declarații, adică să declare cantități mari de apă într-o perioadă să oarecare. Să nu se poată greși. Eu știu că eu am greșit. Oricum, mi-am declarat noi la dublu kilowatt. Cel mult 3 luni de zile face regularizare pe... Așa că nu este niciun fel de problemă și atunci avem cumva situația sub control. Asta vreau să înțelegem. Oamenii își fac cont, plătesc de acolo asta și declară singuri, dar sisteme. Nu se rămâne doar așa. Merge omul odată la o perioadă de timp, bate la poartă și zice Neanicule, hai să văd dacă ce-ai zis mai tale acolo în aplicație și bate cu realitatea. Corect. Asta până când mă trece la sisteme de citire la distanță și atunci lucrurile se schimbă. Adică pare că e destul de dificil pentru un client să-și ridice capacul de la căminul de branșament, să plece, să lumineze și lucruri de genul ăsta. E destul de complicat pentru un client să facă lucrul ăsta. Ca atare, în perioada în care ne aflăm, se pune din ce în ce mai mult accent pe citirea la distanță. Asta ne ajută și pe noi, pentru că putem evalua cu mai mare acuratețe consumurile dintr-o anumită zonă sau dintr-un anumit cartier sau o stradă sau așa mai departe, în așa fel încât să ne dăm seama ce se întâmplă din punct de vedere al exploatării rețelelor din zona respectivă. E un demers de care ne-am apucat, nu că bine să ne apucăm, ne-am apucat deja. Am avut niște discuții pentru implementarea unor sisteme de monitorizare și de automatizare și gestionare mai serioasă a rețelelor de apă. E un challenge la nivelul tuturor operatorilor, neapărat doar la nivel de Gosconf. Reducerea pierderilor este una dintre elementele importante din activitatea noastră. Până la urmă este și normal să fie așa, pentru că, așa cum am mai discutat în alte emisiuni, conservarea și protejarea resurselor de apă este un element important în orice fel de activitate, mai ales în condițiile schimbărilor climatice pe care le simțim în fiecare zi. Nu spun că și noi avem probleme din această cauză, și anume pe anumite rețele subdimensionate deja avem din ce în ce mai multe întreruperi de apă, dar întreruperi accidentale, la modul că nu mai funcționează pompele, pentru că aceste valori de consum cresc extrem de mult în anumite perioade ale zilei, gen seara, dimineața, lucruri de genul ăsta, ceea ce nu este în regulă. Deci încercăm să luăm măsurile cele mai eficiente în așa fel încât oamenii să beneficieze cât de cât controlat de resurse de apă. Deci avem și noi problemele noastre din punctul ăsta de vedere. Ceea ce ați avut pe ecran nu înseamnă altceva decât niște lucrări care se înscriu în niște dezvoltări mai consistente a rețelelor de apă în municipiul Orăștie. Pentru că
acolo, cum să zic, trebuie să spun lucrul ăsta, n-a existat o coerență în dezvoltarea sistemului de apă. Acolo s-au pus una peste alta lucruri, uitând să mai umblăm puțin la bază. Ori când construiești blocul, trebuie să te uiți un pic și la fundație. Mai pui un etaj, mai pui un etaj, foarte bine că le pui, dar trebuie să te uiți un pic și la fundație ce se întâmplă. Zona Orăștiei și mai ales municipiul Orăștiei este într-o dezvoltare destul de susținută. Ca atare și noi, operatorul de apă și canal, trebuie să facem față acestui challenge. Chiar acum avem o lucrare foarte importantă pe o zonă de dezvoltare și mă refer la strada General Zărnescu. Asta înțeleg în spatele mall-ului și, mă rog, zona... aici suntem pe strada Zărnescu. Din spatele... suntem în spatele mall-ului, aici la intrare din partea de către Deva. Acum realizez, eu m-am uitat la imagini, nu mi-am dat seama. Și asta se înscrie cumva, adică întreaga lucrare, care e o lucrare destul de importantă, înseamnă constituirea culoarului nord sau conductei de nord a municipiului Orăștie, care cumva trebuie să asigure toată potențial zonă industrială, adică deja existentă, mă refer la zona IMEO, AMER, Sport și așa mai departe, unde sunt deja niște operatori economici destul de consistenți, terminându-se în zona Philips, Besser, unde din nou avem consumuri semnificative de apă, iar capacitatea de transport și distribuție în zona respectivă e destul de scăzută. Ca atare am gândit această investiție tocmai pentru a asigura o dezvoltare mai mult decât atât. Există niște planuri urbanistice zonale care presupun niște dezvoltări imobiliare semnificative în zona adiacentă sau în zona dintre Pricaz și Orăștie. Ca atare, noi ne pregătim ca la momentul la care vor începe aceste dezvoltări să fim în stare să le asigurăm, necesarul de apă. Deci toate lucrurile astea care le aveți, lăsând la o parte faptul că strada Zărnescu intră într-o reabilitare semnificativă din punct de vedere al infrastructurii rutiere și nu numai, și chiar vrem să facem o lucrare de referință în acea zonă. Este, după cum, mă rog, puteți observa, o lucrare destul de complicată. Aici și avem, complexă. Eu vreau să știu ce montăm, e o țavă. Da, montăm o conductă. Dar e canalul și apa sau doar apa? Și doar deci atât rețeaua de canalizare cât și conducta magistrală despre care vă povesteam este înlocuită. Bineînțeles, cu racordurile aferente fiecare utilități, acolo se va întâmpla și se vor construi și niște galerii comerciale, deci este și Kaufland-ul, sunt și consumatorii industriali din zona respectivă, la care trebuie să le asigurăm nu numai apa de consum, trebuie să le asigurăm și rezerva de incendiu, este foarte important lucrul ăsta. De regulă, cele mai mari probleme la incendii apar de la lipsa accesului la debite semnificative de apă. Ca atare, noi pregătim toată această infrastructură pentru a asigura necesarul pentru obiectivele deja, sau pentru consumatorii deja existenți, dar și pentru dezvoltările municipiului. Noi avem, cum să zic, pe lângă neajunsul că nu ai finanțare europeană, avem totuși un oarecare avantaj. Putem să ne mulăm investițiile pe necesitățile administrațiilor, sublinez acest lucru, că e vorba doar de Orăștie, pe necesitățile administrațiilor publice locale. Și putem, de comun acord și, cum să zic eu, stabilind împreună care sunt investițiile pe care le facem într-o perioadă mai scurtă, respectiv un an de zile, sau pe o perioadă mai lungă, respectiv 5, 6, 7 ani de zile, în condițiile unui plan de afaceri și o strategie tarifară care să ne asigure acest potențial de investit.
Activitatea Goscom în ultima perioadă a cunoscut-o, pe lângă faptul că s-a consolidat ca și operator, dar a reușit să-și creeze această rezervă investițională. Nu spun că este foarte mare sau lucruri de genul ăsta, dar am putut demara niște proiecte de anvergură medie, zic eu. Mai mult decât atât, ne-am calat și pe posibilitatea atragerii de finanțări, în sensul că am pregătit o sumă de documentații care nu, în condițiile actuale, în condițiile legislative actuale, nu sunt ușor de construit. Și atunci, eforturile noastre s-au dus pe aceste direcții și, din nou, vreau să vă spun că toate aceste lucruri s-au făcut cu oameni din municipiul Orăștie. De unde rezultă că Orăștia are potențial și, cum să zic, putem face niște dezvoltări importante pentru municipiu cu oamenii din municipiu. Este de subliniat lucrul ăsta. Da, aveți echipă frumoasă acum, nu că-i laud eu, că mi sunt tare, tare, tare dragi oamenii de acolo, pentru că îmi sunt prieteni, acum nu mai e o necunoscută într-o vreo ecuație pusă atunci când intru în activitatea Goscom, de la parter și până sus la etaj, când urc trepții, nu răzbesc să iau oamenii în brațe, să îmbrățișez, să mă bucur să-i revăd. Am locuit o perioadă foarte lungă și foarte frumoasă din viață, 24 de ani în municipiul Orăștie, n-o să uit, parcă m-am născut acolo și spun de fiecare dată că mă întorc cu drag la acasă, la Orăștie, pentru că am copilărit cumva, că am venit așa mai tinerică, acum am trecut de prima tinerețe, dar mă întorc la Orăștie cu foarte frumos, Rosi, dar mulțumim, așa, o să ajungem și acolo, o să vedem despre ce e vorba în acea poză. Ionel ne-a scris, bună dimineața, te salutăm, Ionel, și gata, îți mulțumesc, am mai mulțumit odată pentru imagini. Rămânem aici la Orăștie, pentru că în zona asta, pentru că cunosc zona foarte bine, eu am locuit în Pricazului, cei care ne privesc spun, Ioana, de ce nu pui întrebările corecte? Dar noi știm că acolo, atunci când o localitate se dezvoltă, automat apar investitori, ceea ce ne și dorim, că până la urmă și Ovidiu Bălan, îl salutăm pe domnul primar, n-a construit, nu s-a zdrobit el să repare orașul la centru, să-l renoveze, să aducă muzeu, să aducă turiștii, clar că o să vină, sperăm, investitori în turism, pensiuni, unde vor fi consumuri foarte mari. La zona deja se dezvoltă, atât pe Costești, cât și pe Sibișel, deja lucrurile au o turnură absolut ok. Acum nu. Noi am avut imagini doar din Orăștie și o să mai avem astăzi. Da, am vrut să subliniez că nu e vorba doar de Orăștie, e vorba de toată lumea. Și banii aici la Orăștie, asta este o lucrare foarte mare, eu cunosc zona, mi-am dat seama din imagine, e clar că acolo se lucrează și cât durează, când va fi gata, să spunem așa, cu aproximație. Ce lucrare asta de pe Zărnescu? Da, păi rămânem așa, pe bucăți. Cu totul, înțelegând și infrastructură rutieră, eu estimez că undeva pe la sfârșitul anului ar trebui să fie în regulă. Adică, ce frumos! Dacă ne mișcăm cum trebuie toți, că suntem mai mulți constructori acolo și constructorii de drum, și cei care montează instalația de iluminat și, în fine, cei care se ocupă de partea de logistică. Adică sunt mai multe. În ce privește apă și canal, banii vin de la Goscomi, investiție proprie, partea de apă, așa? Partea de apă și este din fondurile noastre proprii, pregătite pentru această investiție mare, pentru că culoarul nord al municipiului Orăștie, din care sper la sfârșitul anului să avem acoperit undeva un 50-60% din întreaga lucrare. Partea de canalizare, având în vedere cum să zic eu, că acolo era nevoie de o reabilitare serioasă a întregului sistem, pentru că e o canalizare veche, neconformă. Mă rog, au fost niște licențe tehnice acolo, nu vreau să intru în detalii, oricum nu ajută pe nimeni. Ideea este că lucrarea de canalizare este finanțată de către OAT Orăștie. Deci cumva ne-am coordonat și ne-am
plenul, să ajungă banii toți deci, odată, practic, să fie bine pe pentru... toată zona respectivă așa? Există trei finanțatori mari și lați. Statul român prin programul Andrei Salini, UAT-ul știe, sau bugetul UAT-ul știe așa. Care, cum să zic, face anumite lucruri care sunt neeligibile în Salini, lucruri care trebuie să rezolvate acolo, și activitatea GOSCOM pentru sistematizarea și reabilitarea rețelelor de apă. Deci cumva este o lucrare de lucru în echipă și de complementaritate și dacă lucrul ăsta iese în regulă, asta ne dă măsura posibilității noastre de a lucra interinstituțional, ceea ce este un lucru bun. Și cred că asta este cheia succesului. Atâta vreme cât putem ca împreună să realizăm, adică într-un efort comun, să realizăm o lucrare de infrastructură, aș putea spune chiar de referință la nivelul municipiului, asta înseamnă că ne-am făcut treaba toți. No, tare faină treaba asta cu doi brădenii, că e și domnul director, e și Ionel care sunt din Brad. Mai aveți? Nu. Doi brădenii s-au dus la Orăștie și s-au înțeles foarte bine cu prietenii mei de acolo. Și la nivel de Orăștie am descoperit, la nivel de Orăștie am descoperit foarte mulți brădeni. După cum și la nivel de Brad am descoperit destul de mulți orășteni. Dar asta e altă poveste. Nu dau nume de la GOSCOM dintre prieteni, că nu se vă pot numi pe toți și o să vă supărați pe mine. Dar eu vă iubesc pe toți la fel de mult. Mai avem 5 minute și ne mutăm la Rompetrol, o altă lucrare în Orăștie. Rămânem în zona Orăștiei în această dimineață. Cei de pe valea de la ieșire din Căstău, de la ieșire din Orăștie către Căstău, nu vreau să se supere pe mine, vă iubesc, dragii mei, o să mergem în emisiunea următoare. O să vin personal, uite, promit să fac poze, o să le iau pe Ionel și o să mergem să facem poze pe zona respectivă și într-o altă emisiune să povestim și de restul activității. Dar rămânem în zona Orăștiei, aici suntem în zona Rompetrol. Da, este o dezvoltare face parte din același concept care vine astăzi cu Culoarul Nord, o parte bună din această investiție. Deci ceva e mai mică? Da, este mai mică. Corect. De ce? Păi, pentru că este un diametru mai mic, adică nu e chiar așa de mică. Cred că de fapt, aia nici nu cred că e țeavă, că aia e banda de protecție. Așa, vă rog frumos, dar, uite țeava, am proiectul găsit-o, este, mulțumesc, Rosie. Vreau să subliniez un lucru, proiectul este în pregătire, asta ceea ce vedeți aici sunt lucrări de pregătire și de taluzare și lucruri de maniera asta. Suntem încă la faza de obținere a tuturor avizelor. E nevoie și de cum mulțumesc, Rosin, e da, nevoie zice, și de și de cum să zic eu de mă rog, acordul în primul rând al celor de la CNAIR, pentru că lucrurile se găsesc pe autostradă, deci acolo să vor fi lucrări de intervenție în zona respectivă, deci sunt multe lucruri destul de complicate acolo, dar nu aș vrea să mă calez neapărat pe investiția de la Rompetrol, pentru că avem și alte, multe altele în municipiul Orăștie. Am extins rețeaua de apă pe zone, cum ar fi zona lui 9 Mai, unde nu am avut alimentare cu apă. Pe 9 Mai nu era apă? Pe o porțiune aceea unde a fost și APU și zona aia nu exista alimentare cu apă. Acolo am făcut o chestie foarte interesantă și n-am mai văzut nicăieri lucrul ăsta. Și anume, în colaborare cu deținătorii, proprietarii din zona respectivă, am reușit să dezvoltăm, bine, cu finanțarea noastră și cu, mă rog, cu efortul nostru financiar până la urmă, am reușit să facem o extindere de rețea pe zona respectivă. Am sistematizat cumva zona târgului și zona aceea despre care vă vorbeam. Mai sunt unele lucruri rămase cumva în, să nu zic în aer, dar cumva rămase în urmă, pe care ne vom... ne vom apleca asupra lor în perioada următoare, în condițiile în care vremea se schimbă, pentru că sunt lucrări care putem să le executăm și pe perioada toamnei până figuros. Iarna târziu, dacă de exemplu, lucrările, mi-aduc aminte că acum
4 ani de zile, 3 ani și ceva, am făcut lucrările de reabilitare în satul Pricaz, unde am făcut conformarea branșamentelor și alte chestiuni, am făcut în luna decembrie. Tot luna decembrie, după 3 săptămâni, am schimbat mai bine de un kilometru de țeavă în satul Pricaz. Iar anul trecut am schimbat tot satul Pricaz și am făcut separarea de alimentare a rapoltului, deci am avut niște lucrări consistente chiar și în zona rurală. Problema noastră, sau unul din preocupările noastre importante este și partea asta de depurare a apelor uzate. Noi, într-adevăr, la nivelul municipiului Orăștie, avem o stație de depurare care își face treaba, adică suntem conformi la această directivă. În condițiile în care, la fosta directivă, în condițiile în care se pune problema conformării la noile directive, atât pe apă cât și pe apă uzată, se impune o abordare mult mai serioasă și consistentă din punct de vedere investițional a acestor chestiuni. Și acolo avem un plan și asta e relevat în documentul nostru de bază, master planul, care, cum să zic, e un instrument programatic care ne gestionează nouă investițiile și ce avem de făcut în următorii ani. Acolo avem relevate niște lucruri de care trebuie să ne ținem. Am mai văzut o chestiune. În ultima vreme se pune, și dacă vă uitați, chiar a apărut starea sistemului de apă și apă uzată în România pe site-ul ANRSC-ului și acolo sunt relevate, mai ales la partea de concluzii, niște riscuri care amenință această industrie. Dacă nu, cum să zic, dacă politicile publice pe care le promovăm în perioada următoare nu se subsumează acestor obiective, nu avem decât de pierdut, pentru că asta o să ne coste bani, foarte mult. Ca atare, sper din tot sufletul ca finanțările și, cum să zic eu, obiectivele finanțabile în perioada următoare să fie cumva în această direcție. În direcția conformării și în direcția așezării sistemelor de apă și canale într-o zonă a conformității. Am avut multe discuții în perioada de început a verii, la tot felul de forum, chiar la forumul internațional al apei, sau mă rog, forumul Dunărea, acolo la Brașov, Europa de Sud. Da, am povestit despre lucrul ăsta. Acolo s-au relevat niște lucruri. A apărut între timp un memorandum al guvernului Ciolacu, în care cumva erau jalonate niște chestiuni, adică asta e rolul memorandumului până la urmă. Urmează ca aceste chestiuni să intre ori într-un proces legislativ consistent, ori se pune chiar problema modificării legii 241, se pune problema constituirii unui lider pentru că, așa cum vă spuneam data trecută, există multe autorități care au incidență pe această zonă și atunci se pune pentru ca politicile publice să aibă o anumită coerență, se impune ca să existe un lider care să fie ascultat, care să, nu numai asta, dar care să coordoneze aceste toate lucruri. Bineînțeles, investit cu oarecare autoritate. Dar asta nu poți face decât din legislație. Acum trebuie văzut în ce fel faci lucrul ăsta. La un moment dat s-a pus problema ca Autoritatea Națională de Reglementare a Serviciilor Comunitare să fie acest lider. Este mai greu, pentru că totuși rolul este de reglementare, nu este, cum să zic eu, rol de a genera politici publice. E o dihotomie aici care cumva trebuie rezolvată. Dar eu sunt încrezător și cred că... următoare, de luna viitoare. De luna viitoare, ori la dale dimineții, eu sper să-l reușesc să-l convins să se mai trezească și luna viitoare cu noaptea în cap și să vină să ne povestească la dale dimineții și să mergem împreună să vedem. A rămas foarte multe lucruri nespuse în această dimineață. O să le spunem data viitoare. Cu mare drag.
așa, între cum am început emisiunea cu Caragiale și cu Avramiancu. Deci, între timp o să-l avem și pe Caragiale și pe Avramiancu, că da, o să fie și Țebea, că păi, o să ne da, vedem după Țebea. Sărbătorim, cum ai zis, sărbătorim pomenirea lui Avramiancu. Parcă așa era formularea. Așa se spune. Și eu nu spun, dragii mei, decât ce au spus alții înaintea mea, că nu am inventat eu roata. Eu doar o împing așa, cât un pic să se rătească. Nu contează cine spune și ce a spus și de ce a spus. A spus bine Rossi, Nogata și domnul președinte. Nogata, nohai. Și a rămas vorba ca dimineață Rossi și a zis Nogata, nohai să mergem la serviciu. Vă mulțumesc încă o dată. Sărbătorim ca de obicei. Sărbătorim pomenirea lui Avram Iancu, pentru că așa e fain să spunem că asta, anul ăsta e anul comemorării acestui om. Mai aflăm, nu ne lăsăm. Mâine dimineață ne revedem aici în direct. Tot la Deale Dimineții și de data aceasta cu un om tare drag nouă, hunedorenilor și nu numai. Un tăfecior fain, un pădurean, dragii mei, povestim despre ce se va întâmpla duminică, sâmbătă și duminică în Dealul Cornetului. Și nu numai. Rămâneți alături de noi mâine dimineață. Reveniți să ascultați o voce caldă, iubită de noi toți. Bogdan Toma va veni alături de noi la Deale Dimineții aici la Hunedoara 1 TV. Nu se putea altfel. Până mâine dimineață, eu vă mulțumesc, vă iubesc și nu uitați, iubiți, dăruiți, pentru că într-o bună zi va fi bine. Sunt convinsă.